Bine v-am regăsit, guys, la un nou episod din Mariusel. De această dată am ajuns la pușcărie. Știți din episodul anterior că am ajuns la pușcărie, iar astăzi o să ne continuăm aventura cu prima zi la pușcărie, să vedem ce se întâmplă, cum se întâmplă. O să trebuiască să ne gândim și la un plan de evadare, dacă ar fi, dacă nu ar fi, dar mai trebuie să ne cunoaștem oamenii. O să fie nebunie prima zi la pușcărie, să vedem dacă o să fie bine sau nu. Nu uitați, dați acolo pe butonul like dacă vreți să vedeți episoade de Mariusel în continuare. Și să vă abonați dacă sunteți noi. Hai să nu mai stăm la discuții, să dăm drumul la treabă. Mamă, frate, dar ce sfără ăștia. Oh, 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 mamă, stai că avem și alarmă, ești nebun? Avem și alarmă. Gata, gata. Cine trebuie cu sora la asta? Avem și alarmă, frate. Hai că așa. Câți? Să trăiți, să trăiți. Să trăiți, domne, să trăiți. Ce dai, bă, sculare la ora, bă, gamești? Care m-a trezit, mă? Care m-a trezit? Care m-a trezit, mă? Mamă, ăsta cred că e rău, rău de tot. Ce-i grângea asta? Jos! Jos! Jos, trebuie să ne grupăm? Da! Să trăiți, să trăiți! Ce-i grângea asta, mă? Asta e alarma pulangilor! Asta e alarma pulangilor! Mă, frate! Hai, fetițele! Mamă, m-au trezit pulangilor! Alinierea asta, vă vedem pe Bibi! Neața, neața! E ora 8! Ha. Hai, fetiță. Nici mă 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 să vezi ce puțin din gură îți dau. Mamă, să vezi ce bucată în gură îți dau. Băi, lasă-mă aia jos. Care are tu pe mă? Ia aliniața-o femeilor, hai mai repede. Lasă una jos, mă. Bă, îți miroase asupra-ți-o, a căcat. Bă, tu ești făcut din căcat. Bă, bă, ăla de la ce de acolo, stați așa bine acolo? Fetițele, liniște. Vreți să vă dau un pic capul de crescă? Vino-mi cu acea, baby. Hai, Gianni, intre. Ascultă aici pe un fraier ăsta. Ia uite, mamă, m-au atizis așa la 6 minute. Hai, Gianni, hai. Prezent. Pistol. Aici. Pistol cu apă. Bianca. Ce vrei, bă? Aici. Frank. Mamă. Prezent aici, la datorie. Mamă, frate. Dar suntem destul ok. La Gio de Frank. Mariusel. Mariusel, aici să trăiți. Aici, aici, aici să trăiți. A, bombonel. A, bombonel. Cap de nucă. Ciulete, poți să-i spui. Ce faci cu un bonel? Eduard. Auzi, ciulete. Prezent. Și Alex. Aici. Bun. Mamă, polițai. Ce o să facem astăzi? Ce se întâmplă? O să ieșiți la 40 de minute la aer liber. Nu știu de ce m-au băgat. Ieșim la aer liber? M-am uitat că am aruncat un aeropancă. Da, mă, lasă-mă un bur. Bă, dar copilul ăla e cam micus pentru pușcăria asta. Copilul ăla poate să fie păpușa noastră, dacă mă înțelegi. Păi da, cred că așa o să facem. Bă, da, hai. Și fata aia, și fata aia. Fata aia o facem să dăm în butoi, știi cum e vorba aia, dau un butoi. Da, da, da. Am voie afară, domnul? Da, ai voie afară. Perfect. Are voie și pe, Bibi, Bianca afară? Două secunde. Cine stă cu ei? Stau eu, colegul. Stau eu cu ei. Stau eu, că eu mor dacă îi văd. Bine, gata. Okay. Dați-mi un briceag, dați-mi un briceag. Ia de aici. Acum haideți, vă rog, faceți și voi ieșiri indian. Hai, știu. Da? Hai, speech. Hai că ne găsim la puterie. Hai, speech. Hai să facem de bere aia. A, da, da. Știi ce-o bun. Mamă, frate, dacă suntem destul de mulți, băi, ești nebun. Speech, 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 speech. Ce ești să numere acum așa tu? Mamă, ce soare. Mamă. Din acest moment aveți 40 minute la dispoziție să... Ok. Luați aer curat. Bine. Baby, hai cu mine. Mamă, guys, am uitat să vă zic. Deci, noi efectiv toți ăștia care suntem aici la episoadele astea speciale au participat și au aplicat pe Discord. Așa că dacă vreți să aplicați pe următoarele episoade, aplicați pe serverul de Discord dacă vreți să apăreți următoarele episoade. Pentru că cei care au apărut aici au aplicat pe serverul de Discord ca să participe la roleplay, ok? Mamă, e bine să ieși la aer. Da. Tu ce mai zici, voi, iubire? Ce mai zici? Ești bine? Da. Vino cu astea în brațe că nu mai pot, deci am dormit aseară, abia am reușit să adorm. Tu cum ai dormit? Știu. Mă, frate, dacă, dar trebuie să și trebuie să facem, cred că să nu afle ăștia că suntem împreună, că dacă află o să fie urât rău de tot. Da. Dacă află o să ceapă cu comentarii și chestii și nu o să iasă bine deloc. O aveau ăștia ceva de antrenament pe aici, loc de antrenament? Nu știu, cred. Aș face niște flotări, ceva să mai mă disting, știi? Poți să știu unde vă duceți?
Păi n-avem voie? Credeam că e deschis pe aia să ne ducem da, la locurile de Steve. Voie cu un... Ah. Și unde? La fit... nu aveți loc unde să facem sport? Sala este înăuntru. E înăuntru? Da. Ah, este înăuntru. Am aici înțeles. Puteți să jucați basket, fotbal... Ah, basket, fotbal. Sau... Tenis de picior aici. Unde se grăbesc toți? Nu știu unde se duc. Bă, că se grăbesc, se ducă toți într-o parte. Mamă, abia aștept să ajungă și maica mea să mă viziteze, deja mi-e doar de ea. Hai, venim cu aceea pe aici. Hai să analizăm situația. Trebuie să găsim cumva să scăpăm. Da. Ai vreo idee? Nu. Gândește-te deștept și spune-mi dacă găsești vreo soluție. Și hai să explic cum am scăpat data trecută. Data trecută, am scăpat, vezi tu pe acolo? Am urcat pe scările alea și am urcat pe undeva pe acolo și am urcat să scăpăm. Dar văd că acum văd că nu e pașnic, cred că pe acolo au sigilat oricum, dar de când am scăpat ce data trecută, știi? Și nu cred că o să mai avem șanse. Bianca, bombonul, aveți un vizitator. Aveți vizitator. Am și eu? Vă rog frumos să mă urmați. Și tu. Și eu? Mândoi. Haideți, urmați-mă. Perfect. Mamă, cine o fi? O fi maica mea? Cine crezi că e? Nu știu. O fi maica mea? Sper că e maica mea să-mi aducă ceva de mâncare, că mă să nu să supraviețuiesc așa deloc. Înainte să ajungem să vedem cine ne vizitează, nu trișați, scrieți în comentarii cine credeți că ne vizitează. Dacă ne vizitează maica mea, dacă ne vizitează Bueno, dacă ne vizitează, cine credeți că ne vizitează? Dacă ne vizitează Frederico Bezea, cine credeți că ne vizitează? Ghiciți acolo. Vito, Antonel, orice variantă, vreau să văd cine ghicește, scrieți acum în comentarii, puneți power, scrieți în comentarii. Cine credeți că ne vizitează în momentul de față? Vreau să văd câți dintre voi o să ghicească, sunt curios. Scrieți în comentarii cine credeți că o să ne viziteze acum. Cum e, v-ați adaptat mediului? Mă, ce gol, da, ne-am adaptat. Evident. E mare rău de tot închisoarea asta. V-am zis că... Că aveți de pierdut dacă vă cunoscuiești. Ești ceas nebun. Nu, că sunt... Eu sunt de treabă, nu... Observ față de ei. Și domnișoara, la fel. Eu, noi vrem doar să scăpăm cât mai repede, nu am... Îmi imaginez. Vrem să nu avem vreo problemă. Momentan, procesul este încă în lucru. Înțeles, procesul e încă în lucru. Și, cam... și când e următoarea audiere? Aici, pe aici, mă scuzați. În 3 zile. A, acolo ce e asta? Aici. Acolo e... A, aici se face... Acolo colețenie. Sunt haine, se spală haine. A, aici o să ne trebuiască să spălăm noi hainele, am înțeles. Da, 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 se spală haine. Nu, nu, le spală. A, ok, perfect. Doamne. Mamă, frate, dacă e mare rău închisoarea asta. Pe aici. Da. Pe aici? Unde ne sunt? Aveți exact, aveți exact... Federico! Aveți exact 5 minute din acest moment. 5? Oh, frumos. Da. Băi, i-al postat aici. Tu ceapa ta de nenorocit. Pleacă de aici. Pleacă de aici. M-ai băgat la pușcărie și pe mine și pe... Am cerut să vorbesc cu sora mea și Vitu. Ce cauți mai aici? Beze. Mai e și Daria în spatele vostru? Uite și pe aia. Mm-hmm. Ești de aici. Ce faci? Bine, mă, vreau să vorbiți. Vă las să vorbiți. Bine, tu? Știi care e faza? Ceea ce s-a întâmplat nu trebuie să se întâmple și îți promit eu că te scoatem de aici, da? Da. Doar... Și ce? Și el? Și el dă-l dracu, nu mă interesează de el. Să stea aici până... Să stea aici până... Până-i crește părul la loc. N-ai văzut ce față are. Deci pe tine o să încercăm să te scoatem, să stai cu minte, să faci de părul meu. Ai grijă ce faci ca să nu te taxeze sau chestii de genul, da? Da. Cum e aici? E bine? Da. Cum sunt condițiile? Păi bine că ai pus întrebarea asta. Da, Jiu, cum sunt condițiile? Bunicele. Bunicele sau? Da, mă, da, e bine. Vreau și eu să vorbesc cu el. De-aici. Vreau și eu să vorbesc cu tine. Ce vrei, mă, să vorbești azi? Vreau să-mi explici ce a fost toată faza asta. Ce fază, mă? De ce Băi, ai înșenat totul? Nu trebuie să știi tu nimic, ai auzit? De tu ce? Lasă, tu ce ai spus că o să fii alături de mine. Stai aici că stai bine. Stau bine?
Pe bune, stai așa, bine. Pe bune? Se potrivește locul ăsta, bă. Pe da, bune, da, da, aș... Tu și ceapa fața ta. Fața asta cu... Ce fătu și ceapa ta, că sar pe-n geam, sparg geamul și te calc în picioare aici. Hai să văd și pe asta, abia aștept. Să vezi și pe asta. Hai mă, ai tupeu, ai tupeu, hai, vino după mine, hai după mine, hai. Hai la mine. Păi ce că ești aici, mai ești tare în gură. Păi... Da, lasă, că se aranjează, se aranjează toate chestiile astea. Se aranjează, ce crezi că... Lasă, lasă, că de acolo nici de aici nu sunt prieteni cu noi? Da. Ce crezi că... Te trezești tu. Te duci odată la baie și hâț. Ai scăpat săpunul. Adică scăpa săpunul. Lasă, că o să vezi. Nu vrei să scăp. Nu? Asta că vezi tu. Se rezolvă ușor. Deci... Până atunci, ai grijă de tine. Și tu și... Eu o să am grijă de ea și ca să știi tu, o să plătești pentru toate astea, să știi. O să plătesc? Da. Mai vedem noi cine plătește. Tu deja... Da, prind și Taria, drag de tine. Știi, un poie expirat. Aaaa... Bine, sora, hai că ne mai auzim dacă o să mai trec pe aici. Haideți, vă rog, ia-o cu mine. Pa, hai, pa, bă, pa. Jegule. Tu ceapa ta. Bă, Cheliosule. Nenorocit. Uite, am ajuns din cauza lui. Nu pot să dau și un telefon, domnul. Telefonul nu se dau acum. Nu, o să nu pot să... dreptul la telefon mâine de deslize dimineața. Haideți, domnul, că e fizic. Era acolo telefonul, cream că pot să dau și un telefon. Bă, cine vreau să sunați? Păi mama mea. Bun. Au sus telefonul de curent. Mai aveți timp de stat afară, mai aveți 10 minute după care să mergi la cantină să mâncați voi. Cantina? Forță. Da. Mi-e foame de mor. Da. Imaginez. Iar ne adunăm aici pentru să vadă dacă suntem toți. Ce acum prezență mâncați. Mă dă te mă Gabori. Bă, nu mai vorbi ură, bă, că m-a pus acum de tine. Domnul, dar voi numai să n-aveți pistol de la care face brr brr. Avem și da. Ce să facă brr brr? Da. Taser. Prometo. Taser, așa. Vrei să facem cunoștință? Ia zi, mă chere sau nu mă chere? Ce facem ăsta, mă? Da, bă, da. Tu n-ai făcut cunoștință cu bătrânul. Dacă mai comentați, spaima pușcăriei. Ce spaima pușcăriei? Care comentează, mă, la mine? Bruneto, hai frăs, te la mine. Tu ăsta cu barbă. Da. Tu ești, tu ziceai că ești cel mai șmecher de aici? Toți copoii le e de mine. Le e de tine, a? Da. Uh-huh. Uite, pe ăsta l-am băgat cu capul în veciu. Că mai nu l-am. Băi, cam așa sunt Gabori pe aici, că-mi și vrei să fim prieteni? Cum să nu? Te învăț toate tehnicile pușcăria și luată. Deci putem să fim prieteni? Da, cum să nu? Fii atent, dacă se ia cineva de tine, la mine vii. Citesc. Băi, negrule, ia vină-mă, ia vină. Eu? Negrule, ia vină. Bă, da, mai mâncăște și mie părul ăsta, frate. Ce, că ai făcut cu mine? Dar nu cu tine, brei. Nu faci că ai de-aia, ce e? Doamne, o tăia de aici. Mușcule, vină alea. Citeam, da. Arapalb. Bă, da. Dă-mă și mie, bă. Ferește-ți bărbosul ăla negru. Să mă ferești de el? Ăla e cel mai periculos. De ce, domnule? Ai zis că vrea să fie prieten cu mine. Dați. Aha. Dați, bă, dați, că vă zic eu când zic dați, dați, nu glumă. Să ai grijă mare. Da, i-ai dat? Așa, ascultați-mă că vă fie, o să vă fie bine. Mamea, ai luat. Vă vine o puțin, vă vine dacă... Na. Am piedicat, domnul. Am piedicat. Ce face din toată ceapa? Lipsă de calciu. Bun, ok, hai, gata, băi. De calciu. Ia puneți-vă în celule dacă nu încetați să vă bateți. Pleacă mă de aici. Hai de un celule. Eu nu mă bat. Eu sunt liniștit. Ce stai mă așa? Băi, vine toți, vine masa. Pătrățosule. Vine toți, vine masa. Vai de cam. Mâncăm? Vine toată lumea, urmează masa. Hai în linie, lasă-l. Urmează toată masa. Vreau eu primul. Alo, alo, linie, 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 acolo. Gata, a, acolo unde? Acolo, lângă... Oia. Bă, ăsta are cuțit! Bă, are cuțit, luați-l! Are cuțit, luați-l! Imobilizați-l! Ajutați-l, bă, ajutați-l! Bă, l-a luat cuțitul pe ăla. Na, să-i căzut prăști. Ta, leu! Vă mai bateți, că vă bat eu acum în celule. Nu vă mai bateți. Gata, mă, lasă-i, lasă-i, lasă-i. Poate vreți să mă dezlănț eu cu Geana. Gata, vă ordon să vă opriți, că eu sunt... Bine. Au, tu nu-i nimic, tu n-ești nimic în viață. Tu e secundul. Bun, ia stai puțin, că cred că băgăm deci pe să intrăm de uniforma mea, dacă mai vine și mie odată. Domnule, domne. Mă duc să-mi iau o bere. Eu, mă duc să-mi iau
Tu aveai cuțit? Adă-i și mie o bere. Nu avem șefule, uite ăla, fă-te doar. O bere și mie un pișat. Voiam să vă întreb de uniforma mea când vine. Mersi. Nu știu, eu îl întreb pe domnul... Ia stai. Uniforma mea când vine? Stați așa, mersi, că s-a pus șefa. E mersi. Pe drum. Mamă, ce domnul. Stați așa, bă, că... Mersi mult de tot, Gacico. Copile, ne vedem din seara, Gacico, ne vedem din seara. Te văd mai maker pe aici prin închisare. Copile, o bere de la mine. Bere? O bere? Poți să iau o bere? O bere de la mine, dar iau-o pe asta. Vrei să iei bere? Mă, nu l-am învățat pe copilarele, mă, că vă rup. Te trăiți, domnul. Bă, uite, iau, cap, așa. Cap de varză. Te-a deranjat. Copile, vrei să bem un bere? Hai, dăm și eu ceva. Te deranjează vreunul pe aici, vorbești cu mine sau cu băiatul la negru. Vreau și eu o bere, da, da, da. Mă pregătiți pentru duș. Mamă, băi, ți s-a îmbrânzit zona aici. Nu știu cum să vă spun, dar eu put la sub braț, să nu vă apropiat. Vremea de duș? În șir în dialog, hai da, mare vreme mai comentat. În șir în dialog, hai să faceți pe ăla, pasă aici. Bibi, tu stai aici. Promite că stai aici, da? Stai aici. Ai dușul, fraților, că am dus eu și revin mea. M-am mai spălat. Aprinde dușul că am și uitat de când nu m-am mai spălat ceva la asta. Poate vrei să nu te mai speli și să te duci la carte. Ia ușor, poate îți dau un bobernac, mă duc. Bă, faci mă în fața mea. Mamă, frate, dar cum arăți? Dă-te-mă din fața mea. Ia, dă-te-mă. Cine mă, eu să mă dau de un... Da, dă-te din fața mea. Stai. Bă, n-au să te dai din fața mea. Bă, du-te, bă, nu mă dau. Cine mă obligă? Bă, liniște acolo, bă. Bă, dă-te-mă din fața mea, că e... Nu mă dau. Cine mă obligă? Poliz... Bă, gardieni, gardieni. Eu nu mă dau. Gardieni. Dar, bă, pindicane din gură. Următorul. Mă pun rău cu ăsta și nu-i bine. Să vezi să te omor. Ce vrei să strigi la gardie? Ce? Da, așa, scuze, place, da? Scuze, scuze, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat nimic, domnul, nu s-a întâmplat nimic. Bine. La copil, bă. Nu s-a întâmplat nimic. O să mă uit mai mult la tine. Copilul, aici încolo. Hai, trici tu. Te las. La ce ai zis că o să te mai mult la ce? Nu fac să vă ne simțiți. Maolo, nu cred că e bine oricum, păi cred că ai copilul trebuie să înveți la mine cum să se spele la păsărică după. Hai, băi, dacă nu vă duceți voi, mă duc eu. Ia stai, hai, du-te. Treci. O să intru, domnul, ca să prind apă caldă. Poți și eu să mă duc? Nu, uite, ești ultimul. Trebuie să vezi cum să se spele la păsărică după. Bă, tu nu te mai speli deloc, bă. Eu pot să mă spăl? Tu da, ăla din spatele tău negru. Nu te mai speli dacă mai ești așa tare în gură. Hai, intru. După ce când am făcut baia de două săptămâni, hai, mă mai ții o săptămână. Alu, alu, stai aici. Stau aici, gata. Da, fii atent, asta e ultima baie care o fac. Deci încolo nu mă mai spăl. Oricum nu, arde ca... Cât ești? N-am auzit. Nimic. Stai să mă plec mai mult la tine, nu, poate. Nu, aolă, dar îmi era sigura, nu mai, nu, te rog. Bă, tu nu te mai speri, bă, împuțitule. Hai, mă, că dacă te ating îți dau valoare, poliții. Dar ține distanța de mine, te rog, mersi, mersi. Mamă, ce se întâmplă aici? Aolă. Hai, bre, că mergi în chiloți. Alu, prosopu, prosopu. Aolă. Bombonel. Cereci, aolă. Bă, ce-ați făcut, bă? Aoleu, cerici! Bă, bă, bă! De ce-i scăpa să pună pe aici? Care țipă, băi, ca fetița? Mamă, mamă, dar ce bine cânt! Ia uite, frate! Acum al... Unde ești? Păsărică? Unde ești? Aoleu! Păsărică? Aoleu, cipa! Da, cred că mă caută pe mine. Eu plec, dar ce ai? Nu mă mai spăl! A, mă caută pe mine! Bă, ce pleacă toată lumea, mă. Mamă, ce putea lasă. Bă, mi-am uitat pantalon. Unde ești? Mamă, fiertă. Rica, unde ești? Bă, a plecat păsărica. Ce să nu mă vadă aici, că sunt. Aole. Ce ai făcut, bobiță? Ce s-a întâmplat? Bă, cap de mentă. Da. Mă, cam enervezi. Dar n-am făcut curent. Ce am făcut, domnule? Că nu știi, nu știi cine e șeful aici. Păi șeful nu ți-e, nu ți-e plangiul ăla cu chiloții trași pe el. Băi, lasă-l mă în pace. Bine. Ce-ai cu el? Lasă-l în pace. Mă cam face curent. Băi, dar puteam să-l fac și eu vreo două după. Ți-a asta de porumbel. Lasă-l în pace. Cap de mentă. Lasă-l în pace. Hai să mă duc. Ăsta în pantalon gri, vino puțin pe mine, chiloți gri. Vino puțin. Îți dau una dacă îl mai enervezi. Cum te cheamă? Pe mine? Da. Pe mine mă cheamă Jack. Jack? Mersi, mă, frate. Chiar mersi. Ești primul care mă ajută din pușcăria asta. Păi, mă știu ăștia aici de frică. S-a dus ăla închiroz încă Bianca, mă. Mersi, mă știu ăștia aici de frică.
Da? Ai nevoie de ajutor sau ceva, da. Aoleu, deci Jack. Gata! Jack, da. Bine, hai. Lasă-ne, mă. Poți să-mi zici. Bă, care mi-a Jackson. Oprit apa, bă. Jack, unde-și, mă? Bine. Da, Jack, oh, Jack, Jack, bine, mi se mai zice. Ce-și, mă? Bă, te-ai te, te spus, mă? Bă, eu am făcut paie și cu haine pe mine, ca să nu... Gata? Să mai zic ăștia că... Ia să-mi iau pantaloni niște zi. Puți la unde puți? La primăvară. Oricum puți. Așa. Bă, taci, mă, că trebuie că faceți brânză în gură mai... Mă, taci odată, că te bat. Bă, negru, bă, tu ai mult. Mamă, uite aici o să învățăm și lecții. Mamă, mai da. Mai da că te bat. Eu ai linie. Bă, nebunule. Bă. 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 Ce să faci? Ce mai atingi eu de mine? Bă, ia. Bă, te ce mă linie? Nu mă când mă vezi pe mine, mă. Mamă. Ia o mă. Bă. Mamă. Mamă. Te pui în genunchi. Bă, 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 bă. Nu. Calmați-i cu calmați-i. Cum e? E mai bine? Da. Bine. Mamă, ăsta e de treabă, am și un polițist de treabă. 20 de minute aia, frate. Să țin minte polițistul ăsta că e de treabă și poate mă ajută să scap cumva. Deci ăla e polițistul care e de treabă. Ăla blond? Da, ăla blond, ok. Ăla blond cu alb, ok. Ăla e de treabă. Știu cum vorbești, mă. Nu mai trebuie. 20 de minute aer curat. Te-ai simțit? Oh, aer curat, bine. Hai. Vrei să aer curat? Hai. Vrei să mor în natura dacă ești afară? Păi, se cam. Păi, stai înăuntru. Aer curat. Aia voiam, guys. Ia ușor, că nu mai pot cu ăștia. Am aproape pune soarele deja. Da. Maoleu. Mamă, ce haos e cu ăștia. Hai să mergem într-un loc mai izolat și să încercăm să gândim, yeah. Să ne gândim și noi la gândurile noastre, hai pe aici. Uite, un loc aici ar fi bun, cred. Hai aici, să stăm liniștiți. Hai aici. Of, mi-a fost... Bruneto, te-ai dat cu parfum de raza soarelui pe tine? Te rog să-l lași în pace. Bă, taci mă din gură, iar comentezi la mine. Dar nu e interesată, nu e interesată. Zi fă, mă chere sau... Bă, spune că nu-i interesat. Bă, taci mă din gură, nu mă mai nerva că te prezesc aici. Bruneto. Hai la alergare, popa! Care iau tălpăla cu popa? Ce popa? Eu vreau să fac, ia zi Bruneto. Nu sunt brunetă și pleacă de aici. Bă, eu vreau să fiu brunetă, ai auzit? Bă, da, ți-am zis să o lași. Bă, bă, ce-mi faci? Ce-mi faci? Ți-am spus fan nimica, dar ți-am spus doar să o lași. Bă, hai să facem cunoștință. Vrei să facem cunoștință? Stau cu minte, bre. Geană! Au! Maa! Bă, gata, bă, bă, calmează-te, gata, alu, alu, alu! M-a enervat. Mamă, ești bine? Neto, o să... Puștule, ești bine? Băgați-l la carceră, da. Ești bine, Puștule? Bine. Ești bine? Bă, cap de bec. Te omor când te văd în... Te rog, nu ești tu. Nu ești tu, nu te prindu în afara orașului. În afara pușcăriei. Să stai numai la carceră. Doamne ajută. Da, da. A, bun. 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 Nu-mi dau de tine în carceră. Ești bine? În carceră. Nu. Mamă, ce ai dat? Lasă-l, Bibi, lasă-l. Domnișoara? Bă, ia spargeți gașca, bă, ia. Bă, spargeți gașca. Nu ești spargem gașca? M-am dus de un polițist, îmi pare rău. Ia spune, ești tare? Da, sunt tare. Ți-am zis să lași pe gacică, mă. Da? Mamă. Lasă-o în pace. Sau ce faci, mă, piticanie? Lasă-o în pace, am zis. Mamă. Lasă-o în pace. Mamă. Oh, domnule, scuzați. Scuzați. Mi-a dat cu pumnul. O, nu ai stipul. Are. Geana, cine te-a bătut? Mamă, Geana. Pripasul m-a bătut.
Ia dă-te mă că trezesc eu. La carceră am întoi, am întoi la carceră. Aole, ăsta ajung la carceră? Da. La carceră. Nu, au! Nu la carceră, domnul. Hai, mișcă-te după mine. Mamă, ce tine de cap pe gâne. Colegul Tulei Păgeani. Domnul, ați băgă ăsta la carceră. Mamă, ce haos să fie. Avort, uite și copilul. Mă duc să plâng. Mă duc să plâng. Mă duc să Bă, cine l-a bătut? Vreau să la copilul, da, poate am băgat și mie puțin puls că nu mai am. Imediat. Majulit, mai dat de majulit, vreau să mă duc la infirmerie. Bă, restul afară, că mai nu mai am. Bă, dar nici ăla tu l-ai bătut pe ăla. Croșe, uite pe ăștia afară. Stai să-i dau los apusul ăla. Puțin puls că nu mai am. Ia uite mă, Spy Monkey, sorry. Ia uite mă, Spy Monkey, sorry. Copile, tu vii după mine. Spy Monkey, sorry. Tu n-ai voie vino să te felicit. I-am dat două capace doar. Stai să te felicit eu. Deci l-ai bătut pe ăla mai. Mi-a dat cu... Salut. Hai copile, vino. Nu. Vino să te felicit. Băi, gata, gata. Te-ai revenit, bă? Te-ai revenit? Gata. Rămâi pe loc. Doar în stomacelul. Băi, stai. Stai loc. Bun, două secunde. Domnul negru și cu copilul. Da? Vin după mine. Haideți amândoi. Restul rămâne afară. Băi, restul rămâne afară. Hai, deja sunt de dușmani. Și copilul ăla cu ai. Stai că am văzut copilule. Bă, am zis restul afară, colegul nu știu cum de aranț. Mai bine îl duceți la casa de copii. Maybe o să am grijă, ok? Ai grijă de tine, da? Ai grijă. Bibi, ai grijă de corpul tău, că după vreau să mă joc cu tine. Auzi, iau și copilul cu noi. Bibi, ești copilul. Mai grijă de corpul tău, că după vreau să mă joc cu tine. Doamne. Cu tu problemele astea. Mamă, deci îl bat pe ăsta. Colegul negru, ai sunat cu apă? N-am, frate. Stai cu ea afară, să nu vină aici. Bă, ce cu negripă? Vrei să te castrezi? Bă, liniștiți, ceva. Haideți amândoi, și tu. Și tu, domnișoara. Ce am făcut, șefule? Și domnișoara? Și domnișoara, da. Aolo. Păi, eu știu că ne certăm pe ea și că ea vrea să fie cu mine, dar asta e partea a doua. Hai că da. Bă, să vezi ce vrea pumnul meu. S-ar putea să răsai mai mult la carceră, pentru că mă cam supe. În carceră? Dar ce era aia carceră? Ce au făcut șefule? Vreau să vezi acum ce e carceră. E prietena mea carcera. Da? Și dacă te arunc de aici așa. Băi, Gianni, câtă vreme când stai la carceră? Ia zi. Păi am un perete întreg semnat numai de mine. Cred că ce se va întâmpla. O și pe aia cu singur între patru pereți? Aolo. Acum o să fim trei între patru pereți. Nu, că fiecare o să aibă carcera lui. Aha. Aolo. Mamă, pe aici ce e aici? Să te duc pe tine la mordul. Dar chiar e nevoie să stăm aici? Cât trebuie să stăm aici? Aici? Da, da. Aolo. Mamă, mamă. Alo, 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 am auzit domnișoara. Marș. Hai. 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 Eu aici vreau să stăm. Copilul, hai. Copilul, hai. Băi. Nu mai fi mă nesimțit. Vino cu aici. Eu stau aici. Te-am prins. Te-am prins. Te-am prins. Nu, 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 nu. Lasă-mă, te rog. Care e asta a mea? Hai după mine. Care e camera mea? Care e camera mea? Hai vino cu aici pe aici. Hai, să vin. Bă. Tu lasă copilul, bă. Băgați-l acolo. Băgați-l acolo la eu aici. Hai, vino după mine, băiatul. Eu aici vreau. Vă rog. Unde? Aici vreau, în asta, bine, măcar. Tu aici, intră aici. Mulțumesc. Intră acolo. Bă, mi-a zis să stau aici. Da. Asta e goală? Ah, ok. Da, vrei să fii cu mine aici? Ce asta, mă? Ce asta, domnul, că n-am loc aici nici să fac un exercițiu. Copilul, vezi gaura aia? M-auzi copilul? Da. Vezi gaura aia? Exersează pe ea. Bă, ce-ai încuiat, mă, unde ești? Ce haz pe el. Nu înțeleg. Hazoși, bă, pușcăria și ăștia. O să stau eu de pază. O să stau eu de pază aici. Mamă, n-ai făcut și bine da, prima zi de pușcărie. Eu stau de pază aici, da? Fii atent că dacă mă aveți curat să mă strigați și eu ador, iese foarte urât. Băi, orice problemă, mâncare, apă, mie nu știți. Ok. Vreau ceva de băut. De băut? Ce vrei? Apă? Da. Colegu, te rog stai acolo să-i în caz de probleme. Băi, vezi că au ești bine? Aici, au. Da, da. Îmi place că ea mereu când o întreb dacă e bine și ea zice direct: da, sunt bine. Chiar dacă e cea mai proastă situație, ea zice: da, sunt bine.
putea să fie mai rău, pe ideea asta e, știi? Doamne. Cred că au plecat ăștia, cred că au plecat ăștia. Îmi dați apă? Aoleu, mulțumesc mult de apă, mulțumesc să trăiți. Stai, vă rog, nu dați, că a dat pipasul mine și mi-a umplut tot acu. Tu comentezi albă. Colegul. Ieșirea, dacă ieși afară din carcera mea. Ieși afară din carcera mea. Ești afară la carcera mea. M-a luat. L-a luat și pe ăsta, bă, toată lumea vine aici, mă, nu. Are bricea, coleg, are bricea. Mamă, toată lumea vine acum la carceră să mor. Bă, dar uite-te și tu cum să trăiești în așa ceva. Bă, cum am putut să ajung aici, bă. Uite-te și tu cât spațiu am. Uitați-vă cât spațiu am. Deci ăsta este, eu stau acum în colț. Ăsta este spațiul meu. Deci e mult prea mic. Deci cred că soluția cea mai bună în momentul de față. La cât haos e aici. Uite aici, niște apă și mâncare. Bă, cap de bec. Ce cap, mă? Cap de bec, m-am auzit. Da, pui măta, bă. Ce vrei? Firați-i treacul de strigoi nelor acestea. M-ați închis pe mine pijama și pe voi să mă piși. M-ați închis pe mine. Păi nu vă omor eu pe voi. Ai, că am eu o gaură aici. Ia să văd sub salteaua asta. Perete aici. Așa. Ia să încerc să trec la colegul meu aici. Da? Cap de bec, m-am auzit. Da, te aud. Vezi că aici în colțul e zid eu o gaură. Vezi? Fii atent. Ce? Fii atent. Aici am băgat o lingură în perete, lăsat până am dat de cealaltă cameră. Și mai și pe partea cealaltă, da. Nu-i nimeni pe partea cealaltă. Și ce vrei să fac? Prin asta putem noi să comunicăm. Nu știu cât de tare m-auzi, dar asta e partea a doua. Te-au ok. E ok. Fii atent. Știu eu niște tehnici de supraviețuire pe aici. Și mai știu și un loc unde putem să scăpăm, dacă mă înțelegi. Da, 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 o zi bine. Doar să mă asculti și să faci. Vrei să mă ajuți pe mine? Nu te cred așa ceva. Nu ascult de tine, lasă-mă să cudorm. Că nu mai am ascultat destul. Te-ai dat la gagica mea, lasă-mă în pace. Fii atent, fii atent. Te salvezi și pe tine și pe gagica. Dar pentru asta trebuie să mă salvați și pe mine. Și încă un prieten bun de aici. Este o intrare secretă și pe acolo intră nișoarecele mele. Cred că tu ai putea să intri. Ești o răzătoare pe mine. Deci este? Fii atent, este o intrare, este o intrare bine ascuns și pe acolo noi ăștia mari nu avem voie, nu avem cum să intrăm. Al naibii perete abia te aud. Acolo, dacă te strecori pe acolo, ai putea să ne deschizi nouă intrarea principală și să ieșim pe acolo. De restul ne ocupăm noi, te vom duce și pe tine și pe sorta. Vorbim după, vreau să mă culc acum, nu mai pot de nervi. Aici. Doamne, iartă-mă, fluieratul lor. Era un prizonier. Bibi, mă auzi? Ai adormit? Iubire! Mai fi acolo? Sper că mai e acolo. Băi, deci viața asta la pușcărie nu mai vreau. Poate următoarea zi vin și mie îmbrăcămintea. Dumnezeu cu mila. Da, mă, guys, din păcate suntem nevoiți să dormim în așa ceva. Uitați-vă și voi ce am ajuns de la... Ce am plecat și ce am ajuns. Doamne, iartă-mă, deci... Toaleta la gură, ești nebun. Da, mă, guys, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo pe butonul de like și de subscribe. Da, urmează niște episoade foarte interesante. Atât vreau să vă spun. Și o stradă să punem la punct un plan de evadare, cred că n-avem cum să trăim aici, deci n-avem cum, e prea oribil, e mult prea haos, mă doare capul, n-ai cum. Deci, da, ne auzim la următorul episod, like, subscribe, fiți activ în continuare și dați un follow pe Instagram dacă vreți să vedeți ce se întâmplă de fapt cu mine în momentul de față, unde sunt plecat și care e situația, ok? Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ciao!